foarte mulți ne confruntăm cu această problemă. Găinile sau o găină mănâncă ouă și nu putem să o dezobișnuim de acest lucru. Am o întrebare pentru cei care creșteți găini și aplicați una din multele metode pe care am putea să le aplicăm în cazul găinilor care mănâncă ouă. Eu vă întreb în felul următor, pentru că știu că sunteți foarte mulți printre dumneavoastră, nu judec pe nimeni, să nu se înțeleagă greșit, dar dacă cineva v-ar tăia doi dinți sau un deget, cum ați putea să mai mâncați? Cum ați putea să mai apucați cu mâna un obiect? De aceea din start vă spun, cei care tăiați ciocul găinii ca să nu mai mănânce ouă, faceți o mare greșeală. Este cea mai neadecvată metodă și opțiune pe care ați putea să o folosiți în cazul unei găini care mănâncă ouă. În minutele ce urmează vreau să vă prezint trei metode, două folosite de foarte mulți oameni, iar una de foarte puțin, dar cea mai eficientă, pe care cu siguranță probabil unii o știți și foarte mulți nu o știți. De aceea vă invit să ascultați ceea ce am de spus, iar la urmă să trageți o concluzie. Haideți să începem cu începutul ca să fie pe înțelesul tuturor. Cei care n-aveți răbdare 10 minute să ascultați cap-coadă, să știți că nu o să înțelegeți despre ce este vorba și ce determină ca respectiva găină să se apuce să mănânce ouă. În primul și în primul rând, găinile de obicei se apucă să mănânce ouă din cauza lipsei de calciu. Dar nu este neapărat o regulă. Cum printre noi oamenii suntem foarte mulți cu probleme din orice punct de vedere, din naștere, așa există și rândul găinilor și al oilor și al caprelor, al regnului animal în general, să zicem, anumite defecte din naștere. Deci poate să fie și din naștere o găină cu un apetit mai dezvoltat față de ouă și să mănânce ouă. Iar acolo există o singură variantă pe care imediat o să vedeți ce aveți de făcut și cu siguranță se va rezolva problema. Bun, primul lucru pe care trebuie să-l faceți, nu pe care puteți să-l faceți, este următorul pas. Mergeți la o farmacie veterinară sau chiar și de pe internet și luați calciu furajer. Nu te apuci acum să te duci să tai găina că mănâncă ouă. Poți să o ajuți, dar trebuie să ai mare răbdare cu ea și poate într-o săptămână, două, trei, o lună de zile reușești să o faci să nu mai mănânce ouă. Și de ce spun acest lucru? Poate în cazul meu și a multor altora dintre noastre aveți și avem găini simple, de ouă și atâta tot. Dar sunt foarte mulți oameni care cresc găini de rasă, găini foarte scumpe, și atunci când vine vorba să renunțe la o găină din cauza că îi mănâncă ouăle, parcă îl costă și lustră puțin buzunarul. Începând cu prima zi în care începe să administrați calciu găinilor, începeți și cu prima metodă, și anume, uitați, un ou din plastic. Se poate umple și cu ciment, dar nu vă necesar acest lucru, doar dacă găina este foarte agresivă și dă în el până îl sparge pe acesta de plastic. Îl folosiți drept cuibar, iar pe restul le adunați. De obicei, găinile care mănâncă ouă, mănâncă ouă după ce îl face chiar și ea pe al ei. Sau dacă nu îl face pe al ei, urmărește pe celelalte după ce ouă se duce și atacă. Deci, teoretic, undeva după ora 9-10 dimineața. Cam așa se întâmplă. Eu spun în cazul meu cum s-a întâmplat în trecut. A doua variantă ar fi construirea unui cuibar mai special, să spun. Eu nu am folosit și nu am construit, deoarece am reușit să determin găinile mele să le fac să lase să mănânce ouă cu metoda oului din plastic. Pentru cei care sunteți interesați să vedeți aceste modele mai speciale, să spun, de cuibare, vedeți că o să găsiți pe tot internetul, doar scrieți pe Google ceea ce vă interesează să găsiți și găsiți foarte multe modele. Deci sunt foarte multe modele, acum nu știu cine le fabrică, cred că puteți să găsiți și deja făcute de către o firmă sau o persoană anume și decât dați comandă. Deci acum am ajuns la partea cea mai importantă din punctul meu de vedere și odată cu finalul acestui vlog vine și ploaia. Și ce să spune când vine ploaia? Ploaia înseamnă belșug și eu sper ca vlogul și sfatul meu din acest vlog să vă aducă mari beneficii în gospodăria noastră în ceea ce privește mâncatul de ouă al găinilor noastră. Bun, în ultimă fază, cea mai bună variantă în momentul în care nu reușiți prin niciun fel să faceți găina să renunțe să mai mănânce ouă, să știți că cel mai bun lucru pentru ea, dar și pentru dumneavoastră și pentru efectivul celălalt de găini, pentru că această problemă se poate lua de la o găină la alta, se numește efectul de turmă, care se aplică și în cazul oilor și în cazul animalelor de turmă în general, trebuie să sacrificați găina, să știți. Chiar dacă sună urât, chiar dacă sună dezamăgitor, să știți că este singura variantă prin care puteți să dezvățați găina să mai mănânce ouă. O băgați frumos la cuptor, ați rezolvat problema și stați liniștit. Poate până acum nu a știut, dar aflați acum, nu există nicio variantă sau metodă sau, nu știu, un lucru magic care poate să convingă o găină să nu mai mănânce ouă. Poate dacă găina avea creierul unui om
și înțelegea exact cum înțelege un om anumite lucruri, poate o învățam și o convingeam să lase de mâncat ouă. Dar din păcate nu avem să-i facem, deci aceasta este ultima variantă și cea mai sigură. Asta e o singură găină dintr-un colectiv întreg. O eliminați, scăpați de problemă. Nu o eliminați, o să vă chinuiți în continuare cu dânsa, după dânsa o să ia și altele și o să aveți mari probleme. Dar acest lucru îl aplicați în momentul în care eliminați restul variantelor. Bun, eu sper că v-a fost de ajutor și de folos ceea ce v-am prezentat eu astăzi. Vă aștept în secțiunea de comentarii, vă aștept cu rezultatele peste o săptămână, două, lună de zile să vedem care a reușit și cine a reușit să își convingă găina sau găinile să nu mai mănânce ouă. Până data viitoare, când ne vom revedea și regăsi la un nou vlog, eu vă salut, vă respect și uitați, am dat drumul la văcuțe, a început să crească iarba, ce v-am spus, ploaia înseamnă belșug, mulțumim lui Dumnezeu că fără el nimic nu se poate, gând la Dumnezeu și toate cele bune.